În iunie 2004, trei oameni de știință au descoperit un asteroid de 340 de metri lungime, în timp ce lucrau la Observatorul Național Kitt Peak din Arizona. Obiectul a fost supranumit Apophis, fiind supranumit după numele unui zeu egiptean. Apophis este un asteroid a cărui orbită trece prin apropierea Pământului, iar acest lucru cauzează îngrijorare printre oamenii de știință încă din decembrie 2004, deoarece observațiile inițiale au indicat un risc de 2,7% ca aceasta să se ciocnească de Pământ pe 13 aprilie 2029. Apophis este al treilea pe lista celor mai mari amenințări asupra Pământului venite din spațiu. Pe primul loc se află obiectul spațial 29075, care ar putea să lovească prin anul 2880, iar pe locul 2 este asteroidul Bennu, vizitat recent de o sondă NASA, care ar putea lovi pe la sfârșitul anilor 2100. Dacă Apophis va lovi cu adevărat Pământul, cu siguranță planeta noastră va fi în mare pericol, căci aceasta va distruge zone care acum sunt populate de milioane de oameni. Asteroidul pericol. Cercetătorii au estimat că în anul 2029, acest asteroid se va apropia de Pământ la aproximativ 31.000 de kilometri distanță și va fi vizibil foarte ușor cu un telescop. Chiar dacă această distanță pare relativ una sigură față de planeta noastră, ea nu este. În orice moment, traiectoria lui Apophis poate fi deviată de un alt obiect spațial și acest lucru poate cauza coliziunea cu Pământul. Este destul de obișnuit ca astfel de obiecte cerești să orbiteze în jurul Pământului. Ceea ce este de fapt neobișnuit e că obiecte de dimensiunea asteroidului Apophis nu ajung atât de des așa aproape de orbita planetei noastre. Aceste obiecte care ne înconjoară în spațiu sunt numite obiecte din apropierea Pământului, mai cunoscute prin acronimul englez NEO, adică Near Earth Object. Prin convenție, un corp al sistemului solar este un NEO, dacă cea mai mare apropiere de Soare este mai mică de 1,3 unități astronomice, adică aproximativ 2 miliarde de kilometri. Dacă orbita unui NEO se încrucișează cu cea a Pământului și obiectul este mai mare de 140 de metri, este considerat un obiect potențial periculos, cum este și cazul lui Apophis. Până pe 25 noiembrie 2018, existau 19.229 NEO cunoscuți, dar 107 dintre aceste obiecte fiind comete. Restul sunt asteroizi care de altfel sunt mult mai periculoși pentru planeta noastră și care la rândul lor sunt împărțiți pe categorii în funcție de orbita lor. Asteroizii din clasa Amor ating ușor exteriorul orbitei Pământului, dar fără să o intersecteze și ei nu sunt periculoși pentru planeta noastră. Un alt grup de asteroizi sunt asteroizii Apollo, numiți după 1862 Apollo, primul asteroid din acest grup care a fost descoperit de către Carl Wilhelm Reinmuth. Acești asteroizi intersectează orbita Pământului și au semiaxa majoră mai mare decât cea a Pământului. Unii pot ajunge foarte aproape de Pământ, ceea ce îi transformă într-un potențial pericol pentru planeta noastră. 9559 de asteroizi cunoscuți în acest moment fac parte din această clasă. Pericolul pentru Pământ este astfel destul de mare. O altă clasă de asteroizi este cea a asteroizilor din clasa Aten, iar orbitele acestor asteroizi pot fi foarte excentrice, căci orbita unui asteroid Aten nu trebuie să fie neapărat în întregime în interiorul orbitei Pământului. Apophis face parte din ultima clasă prezentată de noi, clasa Aten. Dar până în 2029, orbita acestuia se va schimba, acesta urmând să fie reclasificat în clasa Apollo, devenind periculos pentru Pământ. Efectele coliziunii. Se estimează că Apophis va avea un impact asupra Pământului echivalent cu explozia 1200 de megatone de TNT. În comparație cu bomba aruncată de americani în al doilea război mondial asupra orașului Nagasaki, a avut un echivalent de doar 21 de kilotone. Cea mai mare bombă cu hidrogen care a explodat vreodată, Tsar Bomba, a fost de aproximativ 57 de megatone. Și cu toate acestea, bomba rusească rămâne cu mult sub explozia care ar fi produsă de Apophis. Înfricoșător, nu-i așa? Efectele exacte ale oricărui impact ar varia în funcție de compoziția asteroidului și de locația și unghiul de impact față de Pământ. Dar oricum ar fi, orice impact ar fi extrem de periculos pentru o suprafață de mii de kilometri pătrați și ar schimba cu totul planeta pe care trăim. Folosind instrumentul de simulare computerizată NeoSim, s-a estimat că impactul ipotetic al asteroidului Apophis în țări precum Columbia și Venezuela ar putea aduce mai mult de 10 milioane de victime. Un impact în apele adânci din Oceanul Atlantic sau Pacific
ar produce un tsunami gigantic, cu o rază potențială distructivă de aproximativ 1000 de kilometri pentru majoritatea Americii de Nord, Braziliei și Africii, 3000 de kilometri pentru Japonia și 4500 de kilometri pentru unele zone din Hawaii. Așadar, în cazul unei coliziuni a lui Apophis cu oceanul, multe zone locuibile de pe coastele Americii de Nord, Japoniei sau Braziliei vor deveni zone inundate. Pe lângă aceste efecte geografice, asteroidul va produce și distrugeri în ceea ce privește ecosistemul planetei noastre. Oceanele nu vor mai fi la fel după o astfel de explozie. Multe specii de animale ar dispărea. Efectele unei astfel de lovituri ar fi resimțite mii de ani de acum încolo. Ne va lovi Apophis în 2029? După ce a fost anunțat impactul posibil în anul 2004, observațiile suplimentare au concluzionat că șansele ca Apophis să lovească în 2029 sunt minime. Șansele ca impactul să se producă în 2029 a fost eliminat la data de 27 decembrie 2004. De asemenea, o altă predicție spunea că acesta va lovi Pământul în anul 2036. În august 2006, totuși, această posibilitate a fost eliminată la rândul ei. La 13 aprilie 2029, Apophis va trece la aproximativ 31.200 de kilometri de Terra. Apropierea va fi mult mai mare decât a fost ea anticipată inițial. Apropierea din martie 2036 nu va fi mai mică de aproximativ 23 de milioane de kilometri și cel mai probabil va trece la 56 de milioane de kilometri de Terra. Dar chiar dacă în 2029 și 2036 asteroidul nu ne poate lovi, o evaluare a NASA din anul 2013 a stabilit probabilitate de impact la data de 12 aprilie 2068. Apophis nu a mai fost observat încă din 2015, în principal pentru că orbita sa l-a dus foarte aproape de Soare din perspectiva Pământului. Cele mai recente observări din 2015 spun că probabilitatea de impact la 12 aprilie 2068 este de 1 la 150.000 și asteroidul are o probabilitate cumulată de 1 la 110.000 pentru a lovi Pământul înainte de 2106. Așadar, riscul real este unul foarte scăzut și nu ar trebui să ne îngrijorăm în acest moment de un impact al acestui asteroid. Proiecte de reducere a riscurilor. Pentru a nu exista riscul ca astfel de asteroizi precum Apophis să ne lovească, există diferite proiecte care au ca scop reducerea riscurilor. Primul program astronomic dedicat descoperirii asteroizilor din apropierea Pământului a fost un studiu lansat în 1973 de astronomii Eugene Shoemaker și Eleanor Helin. Riscul unei coliziuni, nevoia de telescoape specializate pentru această sarcină și posibilitățile de prevenire a coliziunilor au fost ridicate pentru prima dată la conferința interdisciplinară din 1981, în Snowmass, Colorado. În 1992, NASA a dezvoltat un studiu mai aprofundat comandat de Congresul Statelor Unite. Pentru promovarea studiului la nivel internațional, Uniunea Astronomică Internațională a organizat un workshop la Vulcano, Italia, în 1995 și a înființat Fundația Spaceguard în Italia un an mai târziu. În 1998, Congresul Statelor Unite a dat NASA-i un mandat de a detecta până în 2008 90% din asteroizii din apropierea Pământului, cu dimensiuni de peste 1 km în diametru, care pot provoca catastrofe globale. Ca urmare, raportul dintre numărul total cunoscut și estimat de asteroizi din apropierea Pământului, cu diametrul mai mare de 1 km, a crescut de la aproximativ 20% în 1998 la 65% în 2004, 80% în 2006 și 93% în 2011. Astfel, obiectivul inițial al Spaceguard a fost îndeplinit la 3 ani de la data limită. La 12 iunie 2018, 893 de asteroizi mai mari de 1 km erau descoperiți, iar în conformitate cu cele mai precise aproximări, există un total de 920 de asteroizi, ceea ce ar însemna că 97% dintre ei sunt cunoscuți. De asemenea, NASA și-a propus să detecteze 90% din NEO cu diametre de 140 de metri sau mai mari, până în 2020. Totuși, în ianuarie 2020, s-a estimat că mai puțin de jumătate dintre aceste obiecte au fost găsite. În ianuarie 2016, NASA a anunțat crearea Oficiului pentru Coordonarea Apărării Planetare și și-a stabilit obiectivele. Detectarea și monitorizarea acestor obiecte cu un diametru de 30-50 de metri în detaliu și, dacă este necesar, coordonarea unui răspuns eficient la amenințări și eforturi de atenuare. Oamenii de știință implicați în cercetarea obiectelor din apropierea Pământului au considerat că există două opțiuni pentru prevenirea activă a amenințării dacă se constată că un obiect se află pe un curs de coliziune cu Pământul: distrugerea sau devierea lor. Toate metodele viabile își propun să devieze mai degrabă decât să distrugă un obiect amenințător, deoarece fragmentele distruse
ar provoca în continuare distrugeri pe scară largă. Așadar, Apophis este departe de noi în acest moment și va rămâne așa pentru câteva zeci de ani. Riscul ca acest asteroid să ne lovească este unul scăzut și nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Totuși, astfel de asteroizi sunt descoperiți constant, după cum am văzut, și oricând pot apărea noi pericole venite din spațiu, precum a fost Apophis perceput inițial. Acesta a fost videoclipul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci un ochi și pe videoclipul din dreapta. S-ar putea să îți placă.